Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat modificarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă. Deși creșterea de preț nu afectează facturile persoanelor abonate, spun reprezentanții ai Consiliului Local Municipal, conducerea RAM Termoverde a fost solicitată să dea explicații cu privire la decizia de a mări valoarea per gigacalorie. Care este motivul pentru care se modifică în perspectiva în care se măresc prețurile la gigacalorie? Într-adevăr, prețul rămâne același la factură, dar aș vrea să știu motivul, pentru că nu există în mod real, din punctul meu de vedere, niciun motiv pentru care ar trebui să mărească prețul gigacalorie, având în vedere că prețurile la gaz au scăzut, la energia electrică la fel. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe niciun motiv pentru această mărire, pentru că această mărire este suportată din bugetul local prin subvențiile pe care le acordăm RAM Termoverde, și aș vrea să mai menționez că această subvenție este de aproximativ 10 milioane de lei, sau cel puțin această subvenție a fost în 2023 de aproximativ 10 milioane de lei. Avizul ANRE din 17-11-2023 a prevăzut două planuri tarifare pentru populație, unul până la 31 martie 2024 și altul după 31 martie 2024. Motivul pentru care au fost două tarife pentru populație a fost o reglementare legală referitoare la o anumită cotă de gaze pe care RomGaz o acorda operatorilor. La data de 31 martie această facilitate dispare și conform avizului trebuie să modificăm prețul. Avizul ANRE a făcut parte și din vechea hotărâre. Reprezentanții RAM au explicat în plenul Consiliului Local Municipal modul în care sunt calculate și avizate prețurile la gigacalorie. Dumneavoastră ați venit cu aceste propuneri de modificări. Nu. Ba. Avizul ANRE nu este, Nu propun dânsii prețurile, pentru că avem prețuri diferite la gigacalorie. Ei avizează prețurile. Exact. Nu face dumneavoastră. Da, normal. Deci... Nu, n-am... Poate ai mai spuneți o dată întrebarea. Deci ANRE avizează... Este organism de reglementare. Reglementare și avizează favorabil sau nefavorabil la propunerea dumneavoastră. Și la propunerea dumneavoastră prețurile de față. Deci nu vin dânsii și vă propun prețurile, ci dumneavoastră faceți o cerere în care propuneți niște prețuri la gigacalorie și vă dau un aviz favorabil sau nefavorabil. Noi nu facem nicio cerere. Noi facem o calculație pe baza unei proceduri avizate de către ANRE. Da? În baza acelor proceduri se introduc niște prețuri la gazele naturale. Da? Prețurile de calcul, care au fost luate ca și bază de calcul pentru populație, au fost două. Unul până la 31 martie și altul după 31 martie. Asta spune și avizul, asta am făcut și noi. Deci, încă o dată, există o procedură a organismului de reglementare prin care se stabilesc prețurile. Deci noi nu facem niște propuneri de capul nostru, facem niște propuneri pe baza unei proceduri. Păi normal că noi le facem. Nu ne-am contrazis deloc. Din punctul meu de vedere, nu se justifică această mărire de la gigacalorie, având în vedere că prețul gazului pe piață nu s-a mărit, dar în schimb se justifică și înțeleg ce spuneți dumneavoastră, pentru că în același timp aveți și bugetul RAM Termoverde în care măriți salariile, de fapt, la contractul de mandat cu 22% și la consilier cu 33%. Și probabil că de aici mărirea reală a gigacaloriei. N-are nicio legătură. Vă rog să nu, n-are nicio legătură. Potrivit hotărârii, din data de 1 aprilie, prețurile și tarifele pentru populație se încadrează între 367,11 lei pe gigacalorie și 1380,44 lei pe gigacalorie.